Tânărul care s-a înnecat marți seara în apa lacului din parcul Valea Morilor ar fi consumat băuturi alcoolice și ar fi sărit de pe hidrobiciclete pentru a filma un video, susțin salvatorii care erau la fața locului și au încercat să-l salveze. Aceștia spun că au intervenit prompt pentru că au observat din timp intenția tânărului de a sări în apă. Echipa de salvare a interacționat cu el, încercând să-l direcționeze și să-i explice ce trebuie să facă, însă în ultimul moment, atunci când au ajuns la o distanță de aproximativ 10 metri de el, tânărul a dispărut sub apă. Corpul neînsuflețit a fost scos la suprafață de scafandrieri. Operațiunea a durat 40 de minute. Salvatorii l-au scos de la adâncimea de 8 metri, însă tânărul nu a mai putut fi salvat. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a precizat pentru OneTV că, în prezent, cazul este examinat în cadrul unui proces. Cum am înțeles din cuvintele martorului, ei au fost la cafea și au servit câte o bere. Afară a fost un vânt puternic și persoana a vrut să facă niște filmări cu telefon și s-a dezbrăcat și a sărit în apă. A încălcat toate regulile de comportare pe apă, anume cum l-a scaldat, cum și sprimblarea cu barca. Ei nu au avut drept să sare. Din cauza că au suflat vânt tare, catamaranul s-a deplasat spre mal. Salvatorii spun că tânărul s-a înnecat când echipa era deja aproape de el. Când venim spre dânsul, noi cu dânsul chiar vorbim, strigam la dânsul, ținte că noi iaca venim. Și el în timpul ăsta era și s-a ascuns sub apă și cu mult nu ieșit pe față. El era în viață, da, ne rămăsese 10 metri până la dânsul. Și el nu străga, pur și simplu noi am văzut, noi cu dânsul, adică nu știu, el ne-a auzit pe noi sau nu ne-a auzit, dar el cred că l-a văzut că două bărci cu motor vin spre dânsul și noi am strigat la dânsul și strigam că la persoana aceea că el se ducă într-o parte, să oferească, că să-mi dea voie nouă ca să noi să luăm măsuri. Adâncime acolo, adâncime 8-10 metri. Șeful Serviciului Salvare pe Apă, Stanislav Ciaglei, a precizat pentru OneTV că în momentul tragediei, conform regulamentului, 5 persoane monitorizau situația, iar intervenția a coordonat-o personal. Temperaturile ridicate îi determină pe mai mulți locuitori ai capitalei să se răcorească în lacurile din parcurile municipiului Chișinău. Însă, deseori, oamenii prind la curaj, nu-și asumă riscurile și încalcă mai multe reguli. Deseori, situația devine fatală. Salvatorii spun că în cele mai multe cazuri, persoanele pe care îi salvează ajung în situații dificile pentru că înainte de a intra în apă consumă alcool și neglijează regulile existente. Aceștia susțin că uneori persoana care a fost salvată și adusă la mal revine în lac și repetă manevrele periculoase. Totodată, salvatorii au remarcat și o tendință printre tineri de a filma videouri cu diferite sarcini periculoase pe care le distribuie ulterior pe rețelele sociale. 99% это из всех утонувших это люди под алкогольным. Ну, под воздействием алкогольного опьянения. Маленький 1% это, ну, может быть случайность какая-то или неосторожность или даже есть такое понятие как сухое утопление, когда останавливается сердце. Вот, ну, много людей я спас. И отпускаем, он идёт выпивает ещё и опять в воду. Salvatorii subliniază importanța respectării regulilor și îi îndeamnă pe oameni să înnoate doar în locuri permise, să nu sară de pe bărci, să nu intre în apă în stare de ebrietate și să supravegheze copiii. Echipa OneTV a încercat să obțină mai multe detalii de la angajatul firmei de închiriere a hidrobicicletelor, însă acesta a refuzat să vorbească în fața camerei, menționând că tânărul înnecat ar fi refuzat să se conformeze regulilor și să îmbrace vesta de salvare. Am încercat să luăm legătura cu compania care administrează punctele de închiriere a hidrobicicletelor, dar până la ora difuzării știrii nu ne-a reușit să discutăm cu administratorul acesteia. Contactat de OneTV, purtătorul de cuvânt al întreprinderii municipale Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Victor Nichituș, a refuzat să comenteze situația și să ne ofere detalii suplimentare, invocând faptul că nu vrea să amplifice situația creată și așteaptă ca spiritele să se liniștească, după care va veni cu precizări. Tânărul decedat avea doar 25 de ani.